Muzică și voie bună la Festivalul Smochinelor de la Svinița, în cadrul căruia au participat autoritățile sârbe și române. A devenit deja o tradiție pentru primarul comunei Svinița, Nicolae Curici, să marcheze legătura profundă dintre poporul sârb și poporul român. Așadar, acesta a fost onorat pentru faptul că menține această legătură vie și respectă atât tradițiile românești cât și cele sârbești. Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Smochinelor a adus la Svinița oaspeți importanți. Ștefan Tomasevici, ambasadorul Serbiei în România, Vladan Tadic, consulul general al Serbiei la Timișoara și deputat al Uniunii Serbia în România, Ognean Crstici, primar și reprezentanții ai unităților administrativ-teritoriale, cu care comuna Svinița are parteneriate, din Serbia, chiar Republica Moldova și din Ștei, județul Bihor. Vreau să mulțumesc că suntem aici și Nicolae, să-i mulțumesc. În momentele în care nu pot fi aici, totdeauna voi fi cu inima alături de voi. Suntem și foarte mândri de relația de prietenie între români și sârbi, care se manifestă și până aceste întâlniri, cum este Festivalul Smochinelor. Acum 6 ani, când am venit în luna iunie, deja în august, la Festivalul Smochinelor, m-a atras ideea că aici, pe malul Dunării, este un festival cu iz mediteranean. Și an am venit aici și niciodată n-am refuzat nicio invitație a domnului Bilman. Deci aici am văzut un festival unic și foarte bine organizat. Și se convins că atâta timp cât domnul primar va fi aici, totul va fi bine. Vedeți ce mult sprijin are din partea tuturor și din partea Parlamentului și din partea primarilor și din partea inclusiv a Serbiei. De asemenea, la eveniment a fost prezentă doamna Elena Moșneguțu, primarul din Hasca, Republica Moldova, un bun gospodar cu care autoritățile județene speră să colaboreze în viitor pentru proiecte de investiții comune. Zic eu că e un eveniment inedit, domnule primar, acest festival al smochinelor, unde oamenii, fiind atrași de tradiționalele preparate din smochine, își caută liniștea și bucatele tradiționale. Pentru asta felicit organizatorii acestei sărbători, Primăria Comunei Svinița, Uniunea Serbelor din România, Consiliul Județean, Mehedinți și vă admir, fraților, pentru tot ce faceți pentru această minunată și frumoasă zonă din România. Folosindu-mă de această ocazie, transmit pe această cale un mesaj de mulțumire și apreciere domnului președinte a Consiliului Județean Mehedinți, domnului vicepreședinte, domnului prefect, pentru implementarea atâtor proiecte de infrastructură în zonă și nu numai, pentru buna dumneavoastră colaborare cu autoritățile locale din teritoriu și pentru dezvoltarea potențialului turistic al acestui ținut de România pe plan local, național și internațional, și așa vă doresc să continuați. Primarul comunei, Nicolae Curici, a fost și este un om gospodar, muncitor și implicat în problemele comunității pe care o conduce. Acesta a reușit de-a lungul anilor să transforme comunitatea Svinița într-o localitate la standarde europene, cetățenii beneficiind de condiții de trai din ce în ce mai bune. La acest festival este și un prilej de a face un scurt bilanț ceea ce am realizat în ultimii ani. Mulțumim, domnule președinte, pentru sprijinul acordat în ultimii 10 ani în atragerea de investiții. Dacă nu era domnul președinte, sincer vorbind, nu aveam probabil canalizarea gata, nu aveam asfaltarea gata. Așa, acum 3 luni în urmă, am asfaltat ultimii metri din toate străzile comune. Buna colaborare dintre comunitatea sârbă din Svinița și cea de peste Dunăre se vede prin numeroasele proiecte de colaborare. Comunitatea din comuna Svinița își dorește să dezvolte legături strânse de prietenie și colaborare cu frații și prietenii din Serbia, dar și cu toate autoritățile locale din Crisura Dunării, având ca scop comun dezvoltarea localității și ridicarea nivelului de trai de pe ambele maluri ale Dunării. Alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu au fost prezenți prefectul județean Mehedinți Alin Isuf, deputatul Alin Chirilă, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, directorul general adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Dorel Stăicuț, colegi și consilieri județeni și mai mulți primari din județul Mehedinți. Fie că este Festivalul Smochinelor, fie că este o altă sărbătoare pe care organizează în Svinița domnul primar, fie că sunt alte întâlniri pe teme administrative sau de atragere de fonduri europene,
Oricare dintre aceste evenimente reprezintă un pas înainte pentru comunitatea jvinicenă. Consiliul Județean Mehedinți are un respect deosebit față de comunitățile din Mehedinți, sârbă și cehă, și evident că în limita competențelor legale și a posibilităților administrative sprijinim aceste comunități. Ne bucurăm că Smochinul este reprezentativ pentru Jvinița și iată că încet, încet Dulceața de Smochină și Țuica din Smochină au ajuns să fie cunoscute la nivel național. Și orice ediție a acestui festival al smochinelor poate fi decât un plus pentru comuna Jvinița, o modalitate de promovare a acestei comune. Avem o comună foarte frumoasă aici la noi județ, pentru că așa cum spunem în toate împrejurările că Dunărea nu ne desparte, ci ne unește, România și Serbia sunt unite de Dunăre și comunitățile sârbă din România și comunitatea română din Serbia trebuie să fie sprijinită în egală măsură, pentru că numai așa se pot dezvolta și numai așa își pot păstra tradițiile populare. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a subliniat importanța acestor evenimente în comunitatea locală, precum și păstrarea tradițiilor vii din zona județului Mehedinți. Mă bucur să fim alături de dumneavoastră, stimați locuitori ai comunei Jvinița. Faptul că în această sală sunt prezente atâtea personalități cu diferite ranguri și din diverse domenii de activitate denotă faptul că această sărbătoare locală este de un real interes și cu căldură unește suflete, fie că sunt din România, fie că sunt din Serbia, fie că sunt din Moldova sau din diverse zone. Deputatul Alin Chirila a fost ca de fiecare dată în mijlocul oamenilor, fiind bucuros să vadă că în județul Mehedinți cetățenii păstrează încă tradițiile. Vreau să vă felicit, domnule primar, fiindcă nu este de aici, dincolo, să ne aflăm astăzi la 24-a ediție a acestui festival. Asta spune multe despre dumneavoastră, despre comunitatea aceasta frumoasă care își duce an de an tradiția mai departe. Vă mulțumim că ați făcut județul Mehedinți cunoscut așa cum este el frumos și cu oameni harnici și peste hotarele acestei țări. Vă felicit și distracție plăcută și vă mulțumim pentru tot, domnul primar. Pe lângă întâlnirea bilaterală în cadrul căreia s-au exprimat gânduri de întărire a relațiilor dintre români și sârbi pentru păstrarea și promovarea tradițiilor, pentru implementarea unor proiecte comune care să dezvolte comunitățile de români și sârbi de pe ambele maluri ale fluviului. Am fost bucuros să vedem o prezență mare a oamenilor la Festivalul Smochinelor și dorința localnicilor din Jvinița de a diversifica produsele preparate pe bază de smochine în perspectiva Congresului Internațional al Smochinelor, care se va organiza în Mehedinți în 2020. 27. Elena Anton de la Piatra Neamț. Am bătut 12 ore până ajunge la acest festival. Vroiam să ajungem de vreo 2, 3, 4 maxim ani în urmă, dar nu am ajuns. Mi-a făcut o impresie foarte, foarte bună. În primul rând, produsele de calitate. Începând de la gem, dulceață din smochine, țuică, prăjituri și așa mai departe. Aici, în comuna Jvinița, este, cum să vă zic, extraordinar de frumos, populația foarte primitoare, o comună foarte frumos amenajată. Smochinele sunt deja un brand al județului Mehedinți, nu doar al comunei Jvinița, iar acest lucru se datorează localnicilor și primarului Nicolae Curici, care au primit sprijin de-a lungul timpului din partea Consiliului Județean Mehedinți și Partidului Social Democrat, comuna Jvinița să fie una dintre cele mai frumoase din județ. Un eveniment foarte frumos și este foarte benefic pentru noi, locuitorii comunei Jvinița. Văd că sunteți producători. Ce anume produceți dumneavoastră? Producem dulceața de smochine, aceasta, gemul de smochine, dulceața de smochine decojită și țuica de smochine. Lichior am avut de a trecut și lichior facem din smochine. Cum merg vânzările? Au mers bine vânzările? Foarte bine, foarte bine. Cel puțin anul ăsta au mers foarte bine. Se pare că lumea este interesată? Foarte interesată, da. Foarte interesată și asta ne bucură. Se pare că domnul primar și-a dat interesul. Sunteți mulțumită de ce a făcut dânsul? Foarte mulțumită, da, foarte mulțumită. Suntem la 24-a ediție, lucrurile merg din an în an mai bine.
Aici drumurile sunt asfaltate, există rețea de apă și apă uzată și s-au făcut investiții importante astfel încât nevoile oamenilor să își găsească rezolvare. Comuna Zvinița este așezată într-o locație de vis, unică pentru frumusețile ei la nivel național și internațional, un adevărat paradis care încântă privirile tuturor. Minunata comună mehedințeană este renumită pentru evenimentele unice organizate aici, precum Festivalul Smochinelor, eveniment prin care județul Mehedin se identifică de peste două decenii.